Prefectul județului Mureș, Marius Pașcan, a înmânat cu ocazia Zilei Naționale a României diploma de excelență și fibula de la Suseni către trei personalități mureșene, în semn de recunoaștere a activităților. Pentru prima dată de un deceniu de când se acordă distinția, a fost premiat un om de afaceri. Este vorba despre reghineanul Mircea Oltean, director al fabricii de tractoare agricole. Data coincis cu Ziua Națională a României într-un într cadru solemn, sigur că, repet, m-am simțit foarte onorat pentru acest lucru. Prefectul a considerat că această companie a reușit să și extindă aria de afaceri la tractoare agricole anul trecut și să lanseze în acest an o nouă generație de tractoare forestiere care respectă toate normele europene legate de poluare și de siguranță în exploatare. Prefectul și cei care au decis acest lucru, au văzut preocuparea continuă a noastră, a mea personală a colectivului pe care îl conduc pentru dezvoltarea industrială a zonei pentru toate eforturile care le depunem. Nu vorbim numai de strict activitatea mea, este rodul muncii unui colectiv mare de oameni. Altă personalitate distinsă anul acesta cu fibula de la Suseni a fost profesorul universitar dr. Mircea Aurel Roman. Acesta a făcut parte în 1978 din echipa care a realizat primul transplant de zigoți la bovine din România și a contribuit substanțial la dezvoltarea medicinei veterinare românești. Titlul a fost conferit și profesorului universitar dr. Belo Sobo, șeful clinicii de obstetrică ginecologie a Spitalului Județean Târgu Mureș. Acesta este recunoscut pentru activitatea sa de cer care a contribuit, printre altele, la programul de fertilizare in vitro elaborat de Ministerul Sănătății. Fibula de la Suseni reprezintă o distinție veche de peste 2000 de ani, descoperită în localitatea Mureșană Suseni în anul 1923. În fiecare an, pe data de 1 decembrie de Ziua Națională a României, această distinție este acordată de Prefectura Mureș personalităților marcante ale județului Mureș.